Cât de des dăm arcușul cu sacâz? Cum dăm corect arcușul cu sacâz? Ce faci când ai un arcuș nou și alunecă pe corzi fără a scoate niciun sunet? Ce faci când ai un sacâz nou și nu-l poți folosi pentru că la fel alunecă? Ce faci când nu mai ai mâncare în frigider? Stai că asta e pentru alt video. Ce fel de sacâz este potrivit pentru arcușul pe care îl ai? La toate aceste întrebări vă răspund în acest video. Să-i dăm drumul! Eu zic să începem cu rădăcina acestei teme și anume să răspundem la întrebarea ce este sacâzul și la ce ne folosește. Sacâzul sau colofoniu, cum se mai numește, este de fapt clei de copac de pin. Acest clei se colectează de pe mai mult de 110 tipuri de copaci de pin din întreaga lume. Apropo, cuvântul sacâz provine din limba turcă de la cuvântul sakiz, ceea ce înseamnă clei. După ce este colectat de pe copaci, acest clei trece prin mai multe procese de prelucrare chimică. Se adaugă multe substanțe acolo, uneori și aur, argint sau cupru. Mulți nu înțeleg de ce sacâzurile sunt de diferite culori. Păi să știți că culoarea sacâzului depinde de perioada anului când este colectat. Dacă sacâzul este colectat în perioada de sfârșit a iernii sau început a primăverii, el va avea o culoare gălbuie-aurie și va fi mai dur și mai consistent. În schimb, dacă acest clei a fost colectat vara sau toamna, el va avea o culoare mai întunecată și va fi mai moale. Apropo, pe lângă culorile standard de gălbui, auriu și brun, sacâzurile pot avea și alte culori. Pot fi și transparente, pot fi și multicolore, depinde de ce substanțe sunt folosite în procesul creierii lor. Pe lângă asta, din cauza că praful de sacâz poate crea alergii la unele persoane, s-au creat și sacâzuri antialergice. La ce ne folosește sacâzul? Sacâzul se întinde pe părul arcușului pentru a crea o aderență mai bună dintre el și corzile viorii, ca să puteți scoate sunet. Spre exemplu, dacă v-ați luat un arcuș nou și încă nu l-ați dat cu sacâz, odată ce o să începeți să cântați la vioară, arcușul va aluneca pe corzi cum alunecă sania pe gheață. Ui! Și volumul de sunet al viorii va fi aproape inexistent. Dar odată ce dați părul arcușului cu sacâz, aderența dintre păr și corzile viorii va fi mult mai mare și astfel se va produce un sunet la volum normal. Acum există o dilemă în lumea violoniștilor legată de sacâzul de culoare deschisă și cel de culoare închisă. Care este mai bun sau cum se folosește și în ce cazuri? Păi să știți că sacâzurile închise la culoare sunt mai moi, respectiv ele pot fi prea cleioase pentru temperaturile înalte sau pentru clima foarte umedă. Respectiv, sacâzurile mai deschise la culoare sunt mai consistente și mai dure și asta ar însemna că ele sunt mai potrivite anume în cazul temperaturilor și umidității înalte. Desigur că există sacâzuri bune și de culoare deschisă și de culoare închisă. Important este să alegeți ceva calitativ și care vi se potrivește vouă. Bun, acum hai să mergem cu întrebarea ce facem când avem un arcuș nou, iar el alunecă pe corzi fără a scoate sunet. Dar înainte să vă răspund la această întrebare, vă propun să distrugeți absolut, să asasinați, să ucideți butonul roșu unde scrie abonează-te și butonul ăsta de like, pentru că asta m-ar ajuta foarte mult ca YouTube-ul să răspândească videourile mele. Dar dacă nu vreți să distrugeți aceste butoane, vă oblig să faceți 10 flotări imediat. Bun, hai să revenim la întrebare. Ce facem când avem un arcuș nou și alunică pe corzi fără a scoate sunet? Corect, îl dăm mult cu sacâz. Hai să vă arăt un exemplu de cum se dă un arcuș nou cu sacâz. Deci primul lucru care trebuie să-l facem este să strângem părul arcușului de aici, rotim, până se îndreaptă și bagheta și avem o tensiune destul de bună. Mai departe, fixăm sacâzul în mână, apoi îl întindem pe părul arcușului în modul următor, începând cu partea de jos. Și mergând totodată spre vârf, da? Și venim iarăși înapoi.
și repetăm această mișcare de la talon până la vârful arcușului de mai multe ori până verificăm și iese un sunet ok din vioară, da? O chestie care o să vă ușureze mult acest proces este să țineți arcușul în felul următor, cu degetul arătător întins, controlând greutatea totală a arcușului și mâna să prindă în felul următor talonul sau cum se mai numește, broasca arcușului, da? În acest fel o să fie mai ușor să controlați arcușul în timp ce îl dați cu sacâți și să aplicați presiunea necesară. La sfârșitul acestui proces trebuie să întindeți tot acest sacâz pe părul arcușului uniform, cum întindeți untul pe pâine acasă la dejun. Cam așa. Și facem asta de vreo 4 ori. Acum, desigur că cineva o să întrebe: băi, deci facem dacă sacâzul tot e nou și alunică, nu pot să-l întinzi pe părul arcușului nici de cum, nu se prinde nimic. Hai să vă arăt cum ieșim din această încurcătură. Sacâz lucios, hârtie abrazivă măruntă, sau naș-dacică, cum îi spunem noi moldoveni. Și facem asta. Până avem praful, până vedem praful, da? Nu este cel mai plăcut lucru pe care poți să-l faci la un sacâz nou, dar credeți-mă că ajută foarte mult. Acum deja aderența dintre sacâz și părul arcușului o să fie mult mai bună și o să puteți da deja arcușul mult mai ușor cu sacâz. Ei, am mai de-am trage ceva. Cred că și se aude. Dacă totuși nu aveți acasă hârtie abrazivă, puteți de asemenea folosi un cuțit mic, un foarfece, o unghieră, niște unghii de ale femeii venite proaspăt de la manicură și alte obiecte de valoare. Acum sunt sigur că mulți din voi, cei care urmăriți acest video, nu aveți o metodă exactă prin care dați părul arcușului cu sacâz sau poate nu cunoașteți cât de des ar trebui să o faceți. Hai să vă arăt metoda mea de a face asta. Deci prima ce fac este să fixez sacâzul bine în mână. Apoi următorul pas este să întind sacâzul pe părul arcușului de la început, deci de la talon, până la vârful arcușului și înapoi de 5 ori. Deci 1, 2, 3, 4, 5. Și fiți atenți să nu loviți acest inel de aluminiu cu sacâzul, pentru că poate crăpa. Sacâzul, desigur. Personal dau arcușul cu sacâz odată la 4-5 utilizări complete. Adică azi dacă exersez sau filmez un tutorial și vreau să fac... stai că am uitat să vă amintiți Patreon. Mai pe scurt, pentru cei care sunt noi pe canal. Eu creez content pe Patreon, acolo fac tutoriale, partituri armonice, rubrica Știați că, unde spun lucrurile interesante despre vioară și despre alte detalii tehnice, negative disponibile pentru descărcare pentru piesele care le fac la tutorial, live stream-uri disponibile și în reluare și multe alte chestii foarte interesante și utile pentru violoniști. Puteți foarte simplu să intrați să vizitați pagina și să vedeți ce ofer acolo. Iar dacă vă place ce creez eu acolo și vreți într-adevăr să investiți în dezvoltarea voastră, atunci aștept să vă abonați la proiectul meu pe Patreon. Revenind la întrebarea cât de des folosim sacâzul, eu propun să nu exagerați cu el, dar nici să nu uitați de el. Fiecare violonist trebuie să-și găsească acel mijloc de aur la cât de des să utilizeze sacâzul, în așa mod încât să fie mulțumit de sunetul care îl produce vioara sa. Prea mult sacâz creează nisip în sunet, în schimb prea puțin sacâz reduce din claritatea și din volumul sunetului. La fel, un lucru foarte important este să ștergem vioara după fiecare exersare, pentru că praful ăsta de sacâz se adună în zona aia a corzilor de pe vioară și cu timpul se lipește, arată foarte urât și plus la asta influențează negativ sunetul viorii. Pe viitor urmează un video unde o să prezint toate sacâzurile mele pe care le folosesc la moment și care le-am folosit anterior și de asemenea o să fac recomandări în privința brandurilor de sacâz. Acum vă reamintesc să distrugeți butonul roșu, abonează-te și butonul de like ca să fiți anunțați atunci când postez următorul videoclip. N-am înțeles, dar unde duci? Am uși bine! We'll be right back.
Thank you.